A fost cea mai proastă idee. Nu trebuia să facem asta. Pă bune, cine a venit cu ideea? Salut! Bine te regăsit pe Breasla Haiducilor! Nu eram panicat pentru faptul că Dani a făcut acel gard, după cum ne-a promis, și acum au crescut dita mai tentaculele din scălc peste. Mai bine lăsam așa cum era. Trebuie să discut cu băieții, să vedem ce facem. Dita mai problema! Aoleo, hai să vedem cum rezolvăm treaba asta. Gamivo ține cu tine. Prețuri mici pentru oricine. Mai multe detalii în descriere. Îi Peter pe server, așa că vreau să vorbesc puțin cu el despre Warden-ul ăla și... Ia uite, am dat de el acolo. Am o idee, că tot am capul ăsta. Deci, nu mă vede. 3, 2, 1 și... Pac, 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 burac, Warden! Pac, 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 burac, invazie! Pac, 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 burac, pac, 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 burac, ajutor! Pac, 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 burac! Huș! Huș, huș! Ce are, mă? Mă atacă cocoșul. Salut. Ce-ai pățit? Bă, măcar n-ai mai venit urlând. De fapt, ai venit cu... aproape. Alt mod. Da, urlând, aproape. Păi am capul ăsta și am zis să-mi intru un pic în personaj. Am înțeles. Deci da, eu, te oat azi? Bă, stai un pic. Nu vreau, doar eu pun mâna acolo și doar când merg la banda. Ok. Deci te rog frumos. Bine. Așa, deci fii atent. Așa, de ce am venit? Deci Warden, tentacule, skulk, trebuie să vii să vezi asta. Deci au făcut Dani zidul ăla și au ieșit niște tentacule imense, l-am enervat pe Warden. Da. Cumva tentacule pe care noi le-am făcut? Am uitat că suntem în cârdășie. Da, sunt tentacule pe care eu le-am făcut. Hai să mergem și... Ok. Dar ai văzut ce bine am dat-o. Toată lumea a crezut că e vina lui Dani, l-a pus să facă gard, a făcut gard. Perfect a fost și planul merge uns. Da, cum? Acum... Mai facem încă un consiliu ca să mai dăm vina pe Dani, dar întâi trebuie să le arătăm tuturor ce se întâmplă acolo. Păi da, trebuie să mergem să facem un pic de gălăgie, ca data trecută, știi? Da, uite. Anunțăm, bă, uite ce-a făcut, ajutor, gata, ne distruge serverul, Da, exact, uite că e tunet aici, ai și 2009 numai bine. Bă, perfect, îi băgăm și pe ei acolo, mergem. Da, cum, merge și le arătăm, îi luăm pe sus, hai să vezi, speriați, mamă! Speriați așa! Da, exact. Hai că era bine dacă făceam pe altcineva să meargă în locul nostru ca să nu se prindă, știi? Să meargă la ei, bă, da, dar trebuia să-i explicăm și deja suntem doi. Da. Și deja dacă mai băgăm pe cineva și îi explicăm care-i treaba, o să... Fie puțină bănuială, știi? Da, exact. Așa, mergem numai noi. Uite, vezi, de fapt eu am asta, cum se numește, am motiv, că e shop-ul de sniffer, teoretic m-am dus până la shop, știi, și na. Păi, tu ți l-ai pus acolo strategic, ca să am motiv. Aici, așa, încet, wow, și să intrăm. Ia uitați aici! Ia uite, damn. Nu te apropia, nu te apropia, hai înapoi. Bă, stai, am uitat. Nu uita că avem un Warden aici, totuși. Da. Ia uite. Uneori uit, știi, și când vii așa aproape, nu-ți dai seama ce se întâmplă și... Nu-ți dai seama, după e nasol. Ia uite, dita-i tentaculul în partea asta, care a ieșit pe stăgard. Mamă, ce urât face asta. Yep. Dita-i tentaculul, care a ieșit pe stăgard. Dani, degeaba au făcut asta. Bă, da, l-a făcut și Mititel. Da, ce drept, să vede. Dar măcar l-a făcut. Da, măcar așa cât de cât l-a făcut. Ia uite, tentaculul ăla așa cum vine roată. Ești mega rău de tot. Yep. Ia uite și aici, ăsta ar trebui să iasă și el afară dacă... Dacă vii să te uiți. Bă, nu înțeleg, mă, cum mergi mai repede ca mine. Am swift sneak. Dar și eu am swift sneak pe a mele. Nu știu, cred că dacă alergi, după aia te pui pe shift, mergi un pic mai repede. Da, mă, fii atent. Wow. Da, vezi? Oare-i bug? Nu, cred că așa e el făcut. Ah, ok. Da. Și ia uite aici, cum a ieșit pe ăsta.
Ia uite, merge spre Ionuț. Aici în spate, mamă, da, da, Ionuț, da. E nasol la el că o să fie acaparat. Trebuia să facem și partea asta spre crăpoaică, că înnebunea puf. Da, 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 cred că am făcut, uite, l-am făcut un pic. Stai așa. Da, da, n-am ieșit peste gardă. A, da, n-am ieșit peste gardă. Uite, încet, încet începe în partea asta. Și asta la început, mai ții minte că o spart colpir aici câteva blocuri de scări? Da, și a ieșit asta de aici, yeah. E perfect. Avem și motiv, ia uite colpir că-i spart aici, nu știu ce. Da, la la următoarea. Perfect atunci, hai că ți-am arătat. Mergem la tunet întâi? Da, hai să mergem să-l speriem un pic. Bun, hai să mergem să-l speriem atunci pe tunet și după aia eventual mergem la tunet și în drum înapoi luăm și pe Domino. Numai să fie tunet acasă, că dacă e plecat pe nu știu unde... Este, mă, trebuie să... Ok, hai, 3, 2, 1 și... Tunet! 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 Avem probleme, tunet! Avem probleme! Avem probleme mari! Haide, capă, ce e așa mare zarbă? Deci, mamă, ce trim sexy ai, mamă, e cumpărat de la... Frate! De normal, de la cel mai bun vânzător acela. Oh, frumos, dar ok, sărim peste asta. Deci, ai trecut cumva pe la Warden? De la ultima ședință, nu. Aoleo, hai, cum? Ia-l pe sus, urcă, ai o barcă, bă. N-am, urcă sus, hai. Așa, urcă, așa, gata, hai. Face în trenulețul. Hai, mere. Trenulețul. Da, ciuca, bă, nu-i bere. A, nu? A, ok. Nu. Nu te sponsorizează, hai, fac, nu, fii atent, vă trage găina. Vă trage găina. Oh, ia uite-l pe Domino. Hai. Domino! 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 Da. Domino! Vino cu aici, vino. Domino, repede, trebuie repede, să vezi repede. Asta. Ce? Domino, hai. Hai încoace. Hai să vezi. Nici eu nu știu. Hai, trebuie să văd și eu. Hai la Warden. Ai mai trecut pe acolo? Hai la Warden, cât de repede poți, lasă chesturile acum. Stai că am pus ceva în chest. Am auzit ceva, dar nu credeai că e așa de rău. Oh, e foarte rău. E extrem de rău. Și nu, Dani l-a făcut gardul. Aia e ok, Dani l-a făcut. Dar cred că aia e și problema, da. Că l-a făcut. Cred că mai bine nu-l făcea. Cred că o înfuriat mai tare Warden, nu ce am impresia asta. Poate ai nimerit, da. 10 puncte că ai nimerit. Că am simțit eu gen în velele astea la barcă ceva. Am crezut că e de la ele, dar nu cred. Cred că nu bate vântul cum trebuie de la ce a apărut pe acolo. Hai să vedeți. Hai să vedeți. Că tot suntem aici, pe partea stângă găsiți magazinul de sniferi, unde, de unde puteți cumpăra flori de sniffer la prețuri nemaipomenite. Vine sfârșitul lumii, n-ai cum faci reclamă la magazin. Păi tocmai, dacă vine sfârșitul lumii, să fac și eu un bănuț până atunci. Măcar un discount să fie. Da, cu 10% mai ieftin dacă cumpărați acum. Eu zic că să-ți pui ăștia la dăpost, că cine știe cum se extinde ea. Ok, băieți, deci după cum vedeți, e jale. Hai să intrăm un pic. Jale. Hai în partea asta. Da, cu grijă, încet. Nu prea, cu grijă nu prea... și cu atenție, da. Hai, toată lumea părând în șir indian, așa, deci, gata. Deci uitați-vă că... Nu te apropia, Peter, hai înapoi. Guardă-n acolo. Stai că mă miroase, bă. M-am spălat azi. Da, te-ai spălat, numai că el te miroase. Puteți veni pe lângă gard, e safe. Aole. Mamă, dar urât mai face, da. Se vede că e înfuriat. E supărat tare, ia uite ce a ieșit pe aici. Mamă, dar ce e aici? Uite un pic ce tentacule sunt, frate. Ia uite cât de mari sunt. Nu e bună, sunt nicio formă, nu e bună. Nu, deloc. Și-a făcut de cap maxim aici. Păi da, și ia uite către Ionuț. Dacă veniți în partea asta către Ionuț, mamă, nu. Tu ne n-are o treabă. Da, noi pe shift el. Stai așa, hai încoace. În direcția dacă asta. Dacă vezi Nick Swift, eu n-am. A, de fapt, da. Poți să-ți vând și Swift Nick la doar un bloc de diamant, cartea. Eu tot timpul mă gândesc să fac bani, după aia vedem. Bă, numai afacerist ăsta, mă. Da, e valabil discountul, 7 diamante. Ok, lăsând afacerile lui Blue. Da, ia uite, ia uite în partea asta.
cum s-o extins tentaculul. Mam. Păstă. Uite la ăsta cât de mare e, Jesus. Da, și băi, ăla. Și cant, frate. Da. Deci, și dă pe afară, deci au făcut ăsta efectiv degeaba, au făcut gardul ăsta degeaba. Hmm. Și acum care ar fi? Ar trebui să facem iar un consiliu, nu? Da, cam, ar trebui. Da, să discutăm, dar până problema, să mai facem consiliu, trebuie să mai anunțăm și ceilalți haiduți, să vadă și ei. Da, da, dacă întâlniți vreun, da, haiduc, corect, în afară de noi, să-i anunțați, să-i duceți aici, să le arătați, bă, ia uite ce-o crescut, ce... Că-i mult, e da, mult, da, prea da, mult. Da, da, da. E exagerat de mult. Da, și nu m-ar mira să se mai extindă. Acum au crescut tentaculele, cine știe ce se întâmplă în câteva zile. Hai că merge foarte bine, am început să împrăștiem panica pe server, cum că blestemul Wardenului continuă, nu se oprește cu un simplu ziduleț, pe care l-au făcut și Dani foarte micuț, n-o să mint, însă îi bine că le-am zis băieților, i-am prins pe toți pe server, că fix după au ieșit. Iar acum vreau să mă ocup de acest challenge, vă voi explica mai multe după ce termin de lucrat în capul acesta de dragon pe care l-a făcut nenea Domino. Însă, până să mă ocup de interiorul lui, trebuie să cumpăr ceva de la nenea Puf. Sper numai să aibă ceea ce îmi trebuie aici la crăpoaica grasă. Era asta aici? Nu, nu cred că era armor stand-ul ăsta aici ultima dată. Însă, important e că magazinul e gol. Bă, pe bune, am văzut că pe un live o lucrat la partea de sus, însă nu credeam că o scos toate stocurile. Oare prin partea asta? Da, ia uite aici, perfect, că vreau să-i cumpăr un trident. Văd că o pus tridentul în partea asta, 30 de diamante bucata. Bă, dar are la tridente, nu glumă. 1, 2, 3 blocuri și 3 diamante, gata. Cu 30 să cumpăr tridentul ăsta cu 5-4 durabilitate și am o carte cu mending ca să-l repar. Însă îmi trebuie întâi pe el loyalty și sper să am noroc la enchantul respectiv. Am nevoie de niște lapis, că am ajuns în partea asta la nenea Peter și haide ce zice, primul enchant direct loyalty, superb, loyalty 3 și unbreaking 3, numai bine. Acum voi folosi anvilul ăsta să-i pun mending și se va repara cât timp stau acolo la fermă, plus că vreau să-mi fac un arc și o sabie după ce s-a întâmplat ultima dată când am încercat să bat acel Wither fără armură, am rămas fără ele, așa că acum trebuie să le combin. 13 nivele aici, bun, avem sharpness 5 loyalty, și o loyalty, looting 3, knockback 2 și am breaking, mamă, 17 nivele și pe arc. Hai să vedem, îmi trebuie numai o carte cu Infinity și le voi combina pe toate, repar tridentul, după care mă duc înapoi la capul de dragon. Sabie bifată, arc bifat și tridentul pentru vânătoarea de dragoni bifat. Însă, înainte de toate, aș vrea să lăsați în secțiunea de comentarii niște idei de nume pentru sabie și arc. Sărind totuși peste asta, am pregătit tot interiorul pentru acest dragon. Și care-i faza cu capul pe care l-a făcut nenea Domino? Ei bine, în acest sezon nu mai vrem să batem dragonul. Adică, nu mai vrem să-l batem în modul în care o făceam până acum. Mergem 2-3 păstă el cu itemele noastre sau mergem toți odată și intrăm în același timp în end. De data asta vrem să facem o vânătoare de dragoni. Suntem 7 la număr care vrem să participăm la ea și tot ceea ce avem de făcut este să venim în partea asta într-o ordine aleatorie, nu vă zic cine e primul, veți vedea în videoclipurile haiducilor și citesc băieții cărticica aceasta. După care apasă pe buton și primesc un kit, kitul de săpător. Hai să-l pun înapoi aici. Kitul de săpător. Și atunci, dacă să zicem că o luat kitul de Aquaman, pentru că aici am de lăsat acest trident, trebuie să deschidă cufărul, iau tot ce este în el și își lasă itemele lor, pentru că nu au voie să folosească niciun item propriu la bătaia cu dragonul. Cam asta e ideea, trebuie să te folosești doar de kitul pe care l-ai primit. Acum voi lăsa în partea asta și un pătuț, da, după ce își iau itemele să se poată respawna în partea asta în cazul în care mor să și le ia înapoi. Și acum ar mai trebui doar să pregătesc portalul spre Enddub. Mă ne descurcăm noi cu altă ocazie. Momentan aș vrea să fac o mică afacere cu nenea Chobi.
Băiatul. Oh. Ce se aude? Băiatul. Mamă, care cheamă pisicile pe aici? Nu, tu. Eu? Tu, unde da, ești? Tu. Sunt aici. Aici unde? Aici, cu tine. Sunt aici. Ești în capul meu cumva? Nu sunt capul tău, sunt aici, mă. Ai Marfa. Care e Marfa? Marfa, mă. Ah, Marfa. Da, ia, nu. Marfa aia. Ok, Marfa asta? Da, da, alea de care ziceam eu, știi, alea 5-4. Failei, da, cred că l-am pierdut, nu cred că mai am. Ce, cum l-ai pierdut? Ce ai pierdut? Cred că le-am pierdut în timp ce veneam aici. Păi, dar ce, tu umblai cu atâtea după tine? Păi na, nu știam că e periculos. E periculos? Păi nu e ok să umbli, zic ăștia că faci contrabandă de-alea. Ok, acum știu. Ba, te-am văzut, gata. Ce, nu sunt aici. Ba, te-am văzut, N-ai văzut nimic. Da. Marfa o găsești, dar știi unde o găsești? Unde o găsești, chiar zi? Conacul ăla de acolo. A, acolo. Bine, o casă, dar e la conac acolo. A, la conac acolo. Dar unde e la conac? E mare conacul. În curtea conacului. În curte, ok, am înțeles. În curtea aia mare a conacului. Aha, bun, păi și plata, cât e plata? Plata, să fie scump, că e de contrabandă, e ok. Dar faci cumva să mă surprinzi, știi? Deci trebuie să te surprind, am înțeles. Asta nu înseamnă să-mi lași un diamant, nu? Te-am surprins! nu? Puțin. Ok. Te-am văzut de aia. Da, păcat, eram acolo. E cam mică asta ca să mă ascund. Într-adevăr. Bun, dar eu n-am fost aici. Pa! Nu te-am văzut, pa! Marfa, oare unde ar putea fi 100% în partea aia? Perfect, hai că iau atunci 5-4 de stecuri, exact cum am înțeles cu el. Mamă, câte ouă adunat! Păi o să iau numai unul de ăsta. Da, să rezolvăm felul ăsta. Bam, le-am luat pe toate. Așa. Și o să-i las în schimb, hai să fie 2 blocuri de diamant. Cred că ar trebui să se bucure. Și mai au eu un plus, da? Nu cred că îl deranjează la cât de multe are. Bun, am luat Marfa și m-am dus. Acum, pentru a răspunde la întrebarea ce vreau să fac cu atât de multe ouă, ei bine, acum câteva zile Colpir și Puf s-au gândit să-mi înlocuiască tot powder snow din partea asta cu apă în care să pună pufferfish ce-mi dau în continuu poison. Totuși măcar mi-o lăsa zăpada în partea asta, apreciez băieți, măcar atât, n-am rămas fără ea pentru că e mega enervant să tot dai ture până acolo și înapoi, iar acum cu ouăle acestea le voi mulțumi și începem cu nenea Colpir în partea aia. Teoretic, dacă stau pe shift, n-ar trebui să mă vadă nimeni. Hai, ieșiți cât mai multe găinușe. Aoleo, pot merge în partea aia, că văd că a lăsat el un bloc liber. N-avea ceva cufere prin partea asta? Hai mă, niciun bloc, pe bune, ca să-l pun acolo. Pentru a nu ieși, da, ia uite, în partea asta ar trebui să fie ok. Dă-mi ăla, e un spruce fence, perfect. Că după vor ieși toate pe aici. Și, ia uite, că nici nu a făcut nimic, bun. Așa, hai, îs curios cât de multe găini voi reuși să aduc prin părțile astea dintr-un inventar de stecuri de ouă. Ia uite-le câte îs în chestrul ăsta și dacă mă duc în camera lui am mai blocat câteva pe aici. Le voi înmulți cu niște semințe când mai cresc, sper doar să apuc să fac asta înainte ca nenea Colpir să intre și să le omoare, iar acum dau o fugă cu restul de 27 de stecuri până la Puf acolo. De când n-am mai trecut pe aici, nenea Puf a mai lucrat puțin la crăpoaica asta. Bine, ce-i drept, am cumpărat de ceva timp tridentul ăla, dar nu contează și pe interior. Am înțeles, deci mai are de lucru. Înseamnă că cel mai probabil chiar astăzi va vedea o tonă de găini aici în căsuța lui. Hai să intrăm, bă Grivei, să nu mă purăști, da? Nu mă purăște că e băiat de treabă. Aoleo, dar aici la parterii cam nașpa că se pot arunca acolo. Eventual, dacă mă bag și eu la etaj, perfect, ăsta e locul în care ar trebui să-i pun o grămadă de găini. Dar, bă, pe bune,
O singură, deci e ciudat că îs unele stecuri din care iese doar o găină. Bă, cât ghinion s-ai? Ia uite, 3 stecuri la rând, o singură găină. Bine că am luat mai multe. Aș spune că sunt destul de multe găini aici, însă aș mai cumpăra niște ouă de la Ciobi, nu de alta, dar îs destule în partea aia, însă acolo jos la pescărie ar mai merge, aș mai pune câteva la colpir. Mamă, abia aștept să văd când o să intre, chiar dacă ăsta e cel mai vechi truc din carte, trebuia să facă cineva sezonul acesta treaba cu ouăle. De la 27 la fiecare am ajuns să-i pun lui Puf 54 de stecuri și lui Colpir încă 54, deci doar 108 stecuri de ouă au fost stricate pe parcursul acestui videoclip. Și am uitat un lucru, mai exact în partea asta, să spun reward-ul pentru cel care va reuși să bată dragonul folosind acele kituri. Mai exact, primul care reușește să-l bată va primi titlul de Dragon Slayer. E foarte ciudat să zic asta cu un cap de găină. Dar, revenind, pe lângă acel titlu de Dragon Slayer, va primi din partea noastră și o statuie sau îi vom face capul său în acest deal. Așa din piatră, frumos, cum e în America, muntele Rushmore parcă se numea, dar sărind peste asta vom vedea atunci. Momentan vreau să scot toată apa și pufferfish-urile din turn, iar după să pun înapoi acel powder snow. Îmi place că mi-au lăsat băieții 27 de găleți cu powder snow, însă mi-au mai trebuit încă vreo 30 și ceva, așa că am mers după ele și acum am o altă problemă, mai exact nu mai am spațiu. Bine, asta e o problemă de foarte mult timp, însă acum pun mai mult accent pe ea. De exemplu, stau cu cufere în partea asta, că nu am pe unde să le las, așa că acum, după ce am rezolvat să fie turnul ca înainte, mă voi ocupa de o bază nouă.